Luni, la baza sportivă Sola Grația din Dragoslavele, s-a reunit lotul formației de Liga a 3-a a Romușcelul Câmpulung. La semnalul dat de Ionuț Mihu au răspuns prezent 20 de jucători, printre care și 4 nume noi. Cel mai sonor dintre acestea este Marius Pahonțu, jucător care a evoluat și pe prima scenă fotbalistică a țării, sub culorile Astrei Giurgiu. Salut telespectatorii fotbalului din Barge și Câmpulung în special. Am vorbit cu domnul Manu, domn președinte, și ne-am înțeles cu el. A zis să vină aici, să facem treabă bună și să sper să salvăm echipa de la retrogradare. Obiectivul rămâne evitarea locurilor? În principal, da. Sperăm să ajungem pe primele locuri în play-out. Colegii, cum te-au primit? Da, destul de bine. Mă bucur și sunt încântat că i-am cunoscut. Faptul că vii cu o experiență bogată în spate reprezintă un aport substanțial pentru tinerii jucători. Da, aveți dreptate. La Liga 3-a tinerii chiar au nevoie de puțin imbol și de experiență. Un obiectiv personal al tău? Important e să fii sănătos și să trec bine peste lunile astea și apoi, Doamne ajută, să fie bine, să salvăm echipa. Pe ce durată se întinde înțelegerea? Momentan până la vară. Doamne ajută să fie bine și apoi să vedem ce planuri avem pe viitor. Tehnicianul Ionuț Mihu i-a învoit pe portarul Ianis Mușat și pe apărătorul Cosmin Oprean, dar nu s-a putut baza nici pe prezența lui Andrei Troană, nerefăcut după o accidentare. Capitanul de drept al mușcelenilor, Simon Măzărache, a fost prezent la reunire, dar nu s-a antrenat întrucât nu este complet refăcut după o intervenție medicală. Antrenorul principal spune că pregătește această a doua parte a campionatului, având ca obiectiv acumularea cât mai multe puncte. Astăzi începem perioada de pregătire, una de 8 săptămâni. Avem 4 achiziții noi momentan, presupun că știți oricum, da? E vorba de Niță Nițescu, Badea și cu Pahonțu, da? Și încercăm să completăm lotul până la finalul perioadei de pregătire și să putem să finalizăm în așa fel încât să avem echipa cea mai bună și cea mai competitivă la momentul startului campionatului. Din cei 4, Pahonțu este numele cel mai sonor. Cum l-ați convins să vină la Aro? A fost o discuție între el și conducere. Dorește să vină într-un mediu sănătos, unde se poate antrena, unde să revină la o formă foarte bună și sperăm să putem să-i oferim asta și mai mult. Perioada de pregătire o desfășurați doar în Dragoslavele sau aveți programate și deplasări? Nu avem o perioadă de cantonament, dacă la asta vă referiți. Având în vedere că este o perioadă de 8 săptămâni, nu este nevoie. Dacă o perioadă de pregătire era undeva la 3-4 săptămâni, atunci era nevoie de o pregătire centralizată, unde să poți să faci mai multe antrenamente pe zi. Având 8 săptămâni și mai multe meciuri amicale, e suficient până la începerea campionatului. Obiectivul? Încercăm. Încercăm să facem tot posibilul, să aducem cât mai multe puncte. Mai avem 3 meciuri din campionatul regulat și sperăm să ne îmbunătățim la capitolul acesta, pentru că chiar dacă am fost ca și joc și de multe ori am dominat adversarul, n-am reușit să câștigăm și să aducem mai multe puncte. Începând din data de 3 februarie, Aromușcelul Câmpulung va disputa 8 partide de verificare, dintre care 2 vor fi în compania unor formații ce activează în eșalonul superior, Progresul Spartac și CSM Slatina.